Pierde, așa, pierde mult timp și mai ales există riscul să greșească. Iată, din nou, la Proful Online, șmecherii. La cine îmi dă răspunsul următor e cel mai tare? Adică eu. Da, sigur. Să vedem. E sigur că îl dă el pentru că... Nu, e adevărat. E sigur. Uite, uite, tu dai acum, să vezi. Da, 735 ori 431 ori 0 ori 914 ori 8003 egal cu... Egal cu 0. Unde e 0? Păi pentru că este un 0 acolo, toate sunt egal cu 0. Ce am zis eu? Că zice eu? Amândoi. Am zis amândoi. N-am zis, deci, îndată, când vezi că unul din termenii aceștia e 0, să te modifici, egal cu 0. Dar ziceți voi cât faci acum. 15 ori 29 ori 13. Așa. Plus 29 ori 13 este egal cu... Stai. Hai, Mișii. Hai să vedem cine iese. Hai să-i dăm drumul la mulțire. Hai, Mișii. Așa, ușor, ușor. Sau din film. Fiecare răsuflare sau... Cine a terminat prima mulțire? Eu am terminat, dar trebuie să terminăm totul ca să se pună. Da, de acord. Este egal cu 6032. Stai să văd ce primează. Da, finalul. Mai vezi să nu fi greșit. Că și Ștefan trebuie să vină și el cu rezultat. E dat ca mine aproape. Hai, mă, nu copii, nu. Da, se închide caietul. Da. Nu, că el lucrează, chiar muncește, cred. Nu. Am greșit. Am pus un loc de 13, 15, 15. Ai văzut, te-ai grăbit foarte. 15 am pus. Ai dat răspunsul și ai fugit. Mișii, acum trebuie să zici. Nu puteai să mă lași pe mine să termin problema mea? Gata. Eu stai că îmi ziceam cu dar trebuie să vină el cu teoriile lui. Gata. E... Stai un pic, să termin. Da? Aștept. $10.556. Eu nu știu, asta e varianta Ștefan, da? 10.556. 6.032. O altă variantă. Să gândim mai mult, cred că e mai corectă. Nu știm. Nu știm. Deocamdată sunt două variante, sunt diferite, am două răspunsuri diferite. Poate să fie unul bun. Nu poți fi amândouă bune. Nu. Nu? Unul bun sau niciunul. Poți fi da. Două greșite. Hai să vă învăț o șmecherie. Din nou, eu asta fac. Spuneți voi la numai dacă vă dădeam așa. 3 ori 5. 13 ori 12 plus 13 plus 13. Ce ați fi făcut voi la mulțirea asta? Păi aș face 13 ori, deschidem paranteza, 12 plus 13. Sau 13... Ba nu. Eu pot să spun aici, să facă mulțirea asta concret. Da, și apoi să adun 13. Și până adun 13, nu? Ca așa ar putea să fie. Însă eu pot să spun că e 13 ori 1 aici. Că 13 ori 1 fac tot 13. Da. Și atunci am să scot pe 13 din cei doi, că și ăsta are pe 13 și ăsta are pe 13. Zic 13 înmulțit cu, că punctul e înmulțire în limbajul mai târziu, da? Deocamdată vă e cu X-ul acela, pe lângă, din primul ce mi-a rămas după ce am scos în factor? După ce am scos pe factorul comun, că ăsta e comun. Ștefanuță, e comun ăsta, la amândoi. Da. A rămas 12 din primul și din al doilea a rămas 1. 12 plus 1. Și face tot 13. Și ar face 13 ori 13. Și 13 ori 13 face 169. Deci este egal ca răspunsul 169. Copii, aici ce am eu comun aici? Hai să mă uit aici la ăștia doi termeni. Care sunt? 13, că e ori 13 ori, este 29 ori 13 plus 29 ori 13. Deci 29 ori 13, ăsta de aici, e comun și în partea asta. Și aici e ori 1, pot să spun ori 1. Deci când vedem comun, tot ce e comun, să scoatem un factor. Deci punem în față 29, încercați să scrieți și voi, 29 ori 13, pe lângă, eu rămas din primul 15, plus din ultimul de aici 1. Și egal cu 29 ori 13. Hai să facem doar atât, 29 ori 13. Scriu aici 29 ori 13. 3 ori 9, Ștefănuț, mă ajuți? Vorbește-te, rog. 3 ori 9, 21, 27, 7 și 2. 3 ori 2, 6 și cu 1, 7. 1 ori 9, 9. 1 ori 2, 2. Și 7 și cu 9, 16. Și 30. 367. Ați găsit ceva. 3 ori 9 dă 27. Nu trebuia 7, trebuia 8. Asta. 87. 3 ori 9, 27. 3 ori 2, 6 și cu 2, 8. Vezi? De aceea să punem 2-ul ăsta să-l vedem. Că îl ținem minte și dacă cumva ținem greșit, nu-i corect. Și 1 ori 9, 9. Și 1 ori 2, 2. Și 7, 8 și cu 9. Cât face 8 și cu 9? 17 și acum 377 da, și pe ăsta. Și ăsta pe 377 mai înmulțesc doar cu 15 și cu 1, 16. Cu doar 16. I-am invitat să fac și mulțirea aceea și nu știu ce ești pe acolo. O problemă. Ia să vedem. 6 ori 7. 6 ori 7. 42. 2 și 4. 6 ori 7 din 9. 42, 46. cu acel... Da, 42 și cu 6, 4, 46. 6 și 4, ține minte. 6 ori 3. 6 ori 3, 18. Și cu 4? 22. 22. Și 1 ori 7, 7. 1 ori 7, 7. 1 ori 3, 3. Și iată 2. Și iată 6 și cu 7, 13. Și iată 3 și cu 7, 10. Și 3 și cu 3, 6. Corect, este 6032. Cine a dat? El. El a dat. Eu. Mi. Da? Mihai? Ce ziceam că el dă? Nu, tu nu trebuie să-ți creezi de aici o idee că el dă totdeauna răspunsul greșit. Da, e clar. De ce? De ce? De ce? El merge la școală română, învață mai multă matematică ca mine. Tu câte ore de matematică faci? Nu, dar nu învăț chiar atât. Adică nu învăț atât de avansat. Dar numărul de ore este același, nu? Da. Deci noutatea și frumusețea pe care ai găsit-o aici, la Proful Online, că învățăm tot felul de șmecherii. Tot felul de șmecherii. Da? O secundă. Acum am să mă duc și la operația de împărțire. Dragilor, haideți să vă învăț și aici cum anume facem, să spunem, 406 împărțit la 2. Puteți da răspunsul direct? Da, îl pot da imediat. Este egal cu 203. Și Ștefănuța tot atât de rapid. Da. Că 406 împărțit la 2 fac 203. 203 eu 6 împărțit la 2, 3. 4 împărțit la 2, 2. Așa. 203. Iată cum fac eu. Vă arăt acum un algoritm. 406. Punem așa o liniuță. Sau zicem, fie m-am împărțit. Putem spune și așa. Împărțit la 2. Și începem de aici, de la sute. Da? De câte ori se cuprinde 2 în 4? De 2. Exact. 2 în 4, de câte ori se cuprinde? Sau cam cât ar face aproape de 4? Se vede de 2 ori. 2. Și zicem 2 ori 2 face 4. Tragem nimic, punem 0. Coborâm următoarea cifră, 0. Și 2 în 0, de 0 ori. Coborâm pe 6. Și 2 în 6 merge de 3 ori. Foarte tare. Deci răspunsul este 203. Când poți da mentală să dai răspunsul, foarte bine. Dacă nu, acum descoperim acest lucru. Cât face oare 506 împărțit la 2? Știu, este egal cu 256. Ba nu, 253. 253. 253, da. Bine, 253, da? 253. Dar cum ai făcut, mă? Deci, dacă era 5 împărțit la 2, nu se poate. Dădea cu virgulă, adică dădea 2,5. Dar, când era sute, noi putem să considerăm, chiar dacă e 5 așa, 2 împărțit la 5 dă 2,5. Dar, pentru că virgulă, dacă acel virgulă 5 este 0-ul de acolo. Cum să zic? 5 împărțit la 2 dă 2,5. Și... Iaco, convinge-l și pe Ștefănuț. Ștefănuț, nu e așa că n-ai înțeles nimic? Nici nu am înțeles. Cu virgulă, cu nu știu ce, spune el acolo. Nu știu cu virgulă, dar... Bun, iată, eu aș fi făcut așa. Pe baza experienței dinainte, care a dat 203, acum fiind 506, e cu 100 în plus. Și 100 aceea împărțit și pe aceea în 2. 50. Și atunci la 203 vine 253. Foarte rapid. Nu-i? Nu-i bine? Da, da. Deci, practic, am preluat exercițiul dinainte și am înțeles că mai avem 100 în plus pe care dăm în 2 și 50 și gata exercițiul. Dar dacă vă arăt algoritmul, aici vreau să fiți foarte atenți. 503 împărțit la 2 avem, da? Știu. Și zicem. Este egal cu 250 și 1,5. Nu, mai lasă-mă cu virgulă acum, că nu sunt cu virgulă. 506 am văzut. 6. Da. 2 în 5, zicem, 2 ori cât fac aproape 5? 2 ori... 2, care face 4. Da. Deci cine se apropie de 5? 2 înmulțit cu cine îți facă 5? Sau 2 în 5 de 2 ori și rămâne restul 1. Deci vine de 2 ori, 2 ori 2, 4. Și restul e 1 aici. Haideți să scriem chestia asta. Și de fapt ne scriem tot ce scriu. Pe tablu scrii și tu. Foarte bine. Și tu, Mihai. Coborâm următoarea cifră. 2 în 10 de 5 ori. 5 ori 2, 10. Nimic, nimic. Coborâm pe 6. Hai tot la rând 6. Și 2 în 6 de 3 ori. Și iată cât de frumos mi-a ieșit. Ca să verificăm. Da? Dacă ne... Deci așa, dacă nu ne prindem deodată, facem în felul ăsta. Să verificăm dacă ne dă cu rest. Și dacă ne dă cu rest, proba ar fi invers. 2 ori. Da? Care este mult? Câtul ori împărțitorul? 253 ori 2 sau 506 împărțit la 253. La unul din ceilalți, da. Da. Bun. Acum, ia să vedem așa. 7236 împărțit la 3. Ia să vedem. Începem. Egal cu 7236 împărțit la 3. Cum facem 7236 împărțit la 3? Egal 2412. 2412. Da. Așa ți-a dat? Da. Încă nu. Ștefănuț, ajută-mă. Deci începem. Prima, 3 în 7 merge, da? Pot să fac eu? Te rog frumos. Okay. Deci, 3 în 7 intră de 2 ori. Așa. Bine. 2 ori 3 egal cu 6. Corect. Tragem linie și 7 minus 6 odată. Intră odată. Rămâne restul 1. Da. 7, restul 1. Ne coborăm pe 2 da. Și 12. 3 da. În 12 de 4 ori. Așa. 4 ori 3 egal cu 12. Bine. Acum îl cobor... Unde ai ajuns? Ai ajuns de la cobor și da. Pe asta, da? Am ajuns la 3. Așa. Punem și... 3. 3 în 3, odată. 1 ori 3 egal cu 3. 3. Atât. Coborâm pe următorul. Pe 6. Da. Iar și 3 în 6 intră de 2 ori. 2 ori 3, 6. Egal cu... Foarte tare, mă, dar eu cum ne nimeresc eu cum s-au făcut din nou împărțirea exactă, fără rest. Nu ți se pare o treabă interesantă? Ba da. Ia să vedem, la 9 se împarte? Să încercăm la 9? Nu. De ce, mă? Ba da, se poate împărți la 9 astea. Da? Ia să vedem din nou. 7236 să împărțim la 9. Ia te rog. Îmi cer iertare, trebuia să te cer să-mi vorbești și în germană, să le spunem și nemților, exact. Da, asta e viața. Da? Da? Bine. Hai acum să vedem aici. 9 se cuprinde 7, nu se poate, 9 se poate cuprinde 7. Și luăm două cifre, marchează-le să le vedem, două. Așa, și luăm două cifre, 9 în 72 de vreo 8 ori. De fix 8 ori. De fix 8 ori. Punem aici 8, facem 72, nimic, 3, nu se cuprinde, 3 nu se poate, deci mai adăugăm 6. Stop! Deci nu se cuprinde. Ia să fii toate. Da, te las așa. 36, da? 36. Da. Așa, 9 se cuprinde 36. Nu se poate. Până 9 se cuprinde 36 de 4 ori. De 4 ori? De 4 ori se... Asta, da, 4 ori, așa, da. 4 ori. 4 ori 9. 36. Așa. Nu se... nimic. Deci rezultatul e 84. 84. Ștefan, nu sesizezi o greșeală la el? 7000 și ceva împarți în 9 și îți dă 84. Sau făceam așa, 9 se cuprinde în 3, puneam 0 aici. Asta era. Vezi? Deci tu, Ștefănuț, a făcut o mare greșeală când am coborât pe 3, a zis 9 în 3 nu se poate. Merge de 0 ori, de fapt. Da, da. Și până nu cobor pe 6. Apoi aici fac 0. Așa, da, 3, nu mai trebuie să mai zici așa. Coborâm pe 6, nu, 4. Ai pus 0 acela, pui repede 6. Da. Ai pus 0, ți-ai făcut datoria pentru el. Și acum, 36, 4 ori 9, 36. 804. Foarte tare. Proba acum. 804 trebuie să mulțești cu 9. 804 ori 9. Dacă ai făcut treaba bună, se vede. Așa. Vorbește ca să audă. 9 ori 4, 36. Așa, ținem 4 în minte. Bă, nu, 3 în minte. 9 ori 0, 0 plus 3, 3. Și 9... Gata. 1826. 1826, așa. 9 ori 8, 72. 72, imediat, 3, 7, eu cred că e 7236, 7236 imediat. E 7236. E bine, nu? Nu știu, Ștefan, ți-a dat tare rezultat. Da, e bine, e bine. Păi asta trebuie. Ție cât ți-a dat, Ștefan? 1826. Păi nu, trebuia să dea același, ca să fie adevărat, trebuia să dea același lucru. Și uite încă o dată, 9 ori 4, 36. Da, 36, 9 ori 0, 0, așa. Și cu 3, așa. 9, așa, 9 ori 8, 72. Este perfect. Foarte, foarte important este să știm tabla înmulțirii perfect ca să meargă împărțirea. Că altfel nu merge, dragilor. Nu am nicio șansă. Și acum, încă o exercițiu. Ia să vedem pe următorul. Scriem așa. Cât a fost mai înainte? 700? Spuneți-l. Înainte a fost 7236. 7236? Da, deci 7236 împărțit la... Înainte, cum era? Împărțit la cât? La 9, da? Parcă, da, la 9. Altăi au fost la 3. Și la 9. Și până la 9. Măi, eu știu că se împarte exact la 3. Da, se împarte exact. Dar cum te-am știut eu deodată de la dat numărul ăsta? Să nu ne audă nimeni, vă spun eu acum. Am adunat 7 și cu 2, 9. Și cu 3, 12. Și cu 6, 18. Și 18 împărțit la 3. Deci le adunăm pe toate. Și dacă îți dă un număr care se împarte exact la 3 sau la 9, sigur că vei face împărțirea să faci exact. Adică mai luăm un număr la întâmplare și un împărțitor la întâmplare, le adunăm și ne corectăm să vedem dacă... Da, și faci și așa. Deci scriem așa, un număr se împarte exact la 3 sau la 9. În matematic sau românesc? Scrie în cuvinte. Un număr se împarte exact la 3 sau la 9. Un număr se împarte exact la 3 sau la 9. Un număr se împarte exact la 3 sau la 9. La 3 sau la 9. Dacă suma cifrelor exact la 3 sau la 9 expresul în 9. Dacă suma cifrelor sale, suma cifrelor, numărului, suma cifrelor sale se împarte exact la 3 sau la 9. La 9 sau la 3. Sau la 3, da. Subliniază asta, că asta e tare de tot, bă. Se împarte. Da. Deci voi știți așa, când un număr se împarte exact la 3 sau la 9 acum. Așa te verifici dacă ai zis corect. Așa, dacă ai făcut o treabă bună. Da. Dați-mi voi un număr la care suma cifrelor să facă un număr ce se împarte la 3 sau la 9. Eu aș zice... zic acum un număr foarte ușor, acum, așa, aș zic 3333 se împarte. Fiindcă sunt din 33 se împarte clar. Dar alt număr, tu ai dat pe ăsta, Ștefan, îți dăm tu un alt. Eu știu, 9393. 9393. Da. Sau 9003. Sau 3939. 3939. Sau 6930. 6930. Sau zic 1, 2, 3. 123 ori se împarte la 3. 123 se împarte la 3? Nu. De ce? Sau da. Cu 1 și cu 2, 3. Și cu 3. 1 și cu 2, 3 și cu 3 fac 6. Da. 1 și cu 2, 3 și cu 3 fac 6. Dar 1, 2, 3, 4, 5 se împarte la 3. 1, 2, 3, 4, 5. Da, se împarte. Se împarte. Facem o mică sumă Gauss. 1 plus 5, 6. 2 plus 4, 6. Și 3, așa, 6, 12... 15. Nu. La 5, la 5. 15, nu? La 15. 15 de se împarte la 3. Dă 5. Cu alte cuvinte, dă 3. Apropo, deci se împarte numărul ăsta și la 5? Da. Numărul ăsta se împarte la 5, că ultima cifră e 5. Da. Deci el se împarte la 3, ceri cu oricine. N-am adică să facă acasă împărțirea. Se împarte și la 5. Dar oare se împarte la 15? Acum ai emoția. Da, se împarte la 15. De ce, mă? Păi, la... Bine, facem. 1 plus 5, 6. Deci la 3 s-o împărți sigur. Da, nouă ne-a dat rezultatul când am făcut 15. 15 se împarte la 15. Ai, nu, că acolo a fost suma. Nu, deci, ca să ne verificăm cum a zis, facem... le adunăm pe toate și dă 15. Asta e criteriul. Ăla e criteriul pentru a ști dacă un număr se împarte la 3 sau nu. Da. În concluzie, aici se împarte sigur... Hai să facem împărțirea asta și dacă se împarte la 5, se împarte și la 15. Gata, încheiem dacă facem împărțirea asta. Vă rog foarte mult să ne concentrăm. Okay. Da? Deci, 1, 2, 3, 4, 5, dacă se împarte la 15. Aici o face Ștefan. Vreau neapărat la Ștefan. Ștefanuț, hai. Deci, 12.345, te rog. Da. Se poate să fie greșit de asta, e? Bine. 15 intră în 1 0 ori. Deja ce mai luăm 1 ori. 15 intră în 12 de 0 ori. Și mai luăm încă 1 ori. Foarte tare. Pune câte o liniuță ca să înțeleg eu, că eu înțeleg greșit. Mai greu. 123 împărțit la 15. 15 intră în 123 de... 9 ori. Hai să încercăm. Bine. 9 ori 5. 9 ori 5. 45. Da. 5, da. Și 4 îl ții minte. 9 ori 1, 9 și cu 4? 13. Da, 13. Ai depășești. Îmi pare rău. Ai depășit posibilitatea, da? 8. Nu 9 ori. Coborăm acolo. 8. De 8 ori. Hai să luăm de 8 ori. E 8. E 7. E 7. 7. Îi bag un pic cu 8. Ia să vedem. 8 ori 5, 40, 0, 4, minte, 4, 8 ori 8, 8 ori 1, 8 și cu 4, 12. La fix. Da, la fix. Merge, da? Tragem linii și scădem. Și am 3 și nimic. Acum. Îl punem pe 4. Da. Punem pe 4. 15 intră în 34. Da, de 2 ori. Așa. Nu te mai băga. Da. 2 ori 15. 2 ori 15, 30. Da. Da, și 4. Coborăm pe 5. 15 intră în 45 de 3 ori. De 3 ori. Bine, 3 ori 15 de 45. Și iată, suntem fericiți. S-a făcut împărțirea exact. Da. Pentru că numărul ăsta, dacă adunăm cifrele, se împarte exact la 3 da. Și se împarte și la 5, fiindcă ultima cifră e 5. Toate numerele care au la sfârșit pe 5 se împarte exact la 5. Dacă era 6, nu mergea. Nu, nu mergea. Ia să scriem niște. Nu, vreau în germană, te rog frumos. Hai spune-le lor, să învețe și ei, că nu știu nemții. 12.345 geteilt durch 15 ist gleich 8 in 1 kann man nicht. Wir nehmen den 2 dazu. 8 in 12 kann 15 in 12 kann man nicht. Wir nehmen also noch etwas dazu. 15 in 123 geht 8 mal. Und 8 mal 5 ist gleich 40. 0, wir tun 0, 4, 4 im Kopf. 8 mal 1 ist gleich 8. Plus 4 ist gleich 12. 123 minus 120 ist gleich 3. Wir tun den 4 runter. Unter 34 geteilt durch. Unter 15 in 34 geht 2 mal. 2 mal 5 ist gleich mit. 2 mal 15 ist gleich 30. Unter 34 minus 30 ist gleich 4. Wir tun den 5 runter. 15 in 45 geht 3 mal. 3 mal 15 gleich 45. 45 minus 45 este gleich 9. Da, uitați-vă, dragilor, acum eu am să vă propun că vă las pauze, dar în pauză voi și lucrați. Cum i-am dat lui Ștefan, lui Georgica temă, cât am lucrat cu voi, vă dau și vouă. Deci, vreau 17 ori 19 plus 17 ori ori 11 egal cu 23 ori 15 plus 23 ori 5 egal cu 20. Stai așa. Plus 23 plus 23 ori 5. Ok. Și 29 ori 14 plus 29 ori 16 este egal cu. De asemenea, îmi faceți împărțirea, una singură vă dau. 7.293 împărțit la 3 odată și pe urmă să mă împărțiți la 15 și vedeți și rest. Găsiți câtul cu cine este egal, restul cu cine este egal și faceți proba. Deci câtul și restul pentru probă. Ne oprim aici, voi intrați în pauză, noi o să ne întâlnim cu Georgica.